numesc Bianca și astăzi vă voi arăta cum să faceți o prăjitură cu gem de prune. Ingredientele de care vom avea nevoie sunt curmale și agude uscate, cocos. Aceștia mi-au rămas după ce am făcut laptele de cocos și am deshidratat. Dar puteți folosi și fulgi de cocos. Și gemul de prune pe care l-am făcut într-un video anterior. Desigur, veți avea nevoie și de o formă de prăjitură. Vom începe cu blatul. Pentru aceasta vom amesteca curmalele, agudele uscate și fulgii de cocos. Nu vom amesteca în continuu, doar vom pulsa. Asta este consistența pe care o vrem. Când strângem între degete, ar trebui să stea împreună. Și acum vom pune în forma de prăjitură. Ca gemul de prune. Vom blendui din nou niște agude uscate și curmale. Dacă vreți, puteți să adăugați din prima aceste ingrediente cu baza. Vedeți, s-a fermițat și e gata de pus deasupra prăjiturii. Cam așa arată momentan. O vom pune în frigider sau în congelator. Am scos prăjitura de la congelator și acum o voi tăia. Cum să o încercăm? Am făcut o înghețată de banane, piersici și agude uscate. Voi combina cu această prăjitură. Foarte bună și răbdătoare. Dacă ți-a plăcut acest video, dă-mi un thumbs up. Dacă nu ți-a plăcut, thumbs up. Lasă-mi în comentarii ce rețete garnei ai vrea să încerc. Abonează-te la canalul meu de YouTube dacă vrei mai multe video ca acestea. Până data viitoare! Pa, pa!